Bună seara și bine v-am găsit la o nouă ediție a emisiunii Punctul pe azi. Astăzi vom discuta despre justiție și avem alături de noi pe doamna Olesia Stameată. Bună seara și bine v-am găsit, doamna președintă a Comisiei Juridice și Numiri și Imunități din Parlament. Bună seara! Și pe domnul Vladislav Gribincea, director executiv al Centrului de Resurse Juridice din Moldova. Bună seara și bine v-am găsit! Bine v-am găsit! Aș vrea să discutăm, să începem această seară cu ce s-a întâmplat mai exact dimineață cu la Procuratura Hâncești cu domnul Maxim Gropa, dar mai înainte v-aș ruga să vizionăm împreună un material pregătit de colegii de la știri. Confirmăm efectuarea perchizițiilor la procurorul șef al Procuraturii Raionului Hâncești, care este vizat într-o cauză penală de îmbogățire ilicită și fals în declarația de avere. Acesta a fost reținut de către procurorii anticorupție pe un termen de 72 de ore. La moment, procurorii desfășoară percheziții în mai multe locații, cum ar fi bunurile imobile ale acestuia, automobile și biroul de serviciu. Maxim Gropa a fost desemnat de Consiliul Superior al Procurorilor în august 2021 șef al Procuraturii Municipiului Hâncești pentru un mandat de 5 ani. El a fost procuror în Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale. Potrivit declarației de venit și interese personale pentru anul 2020, Maxim Grop a declarat venituri salariale împreună cu partenera sa de piață de circa 460.000 de lei. Un apartament dobândit în 1989 estimat la 390.000 de lei și o mașină produsă în 2005 și estimată la 3.000 de lei. Da, am revenit în studio și o să începem discuția cu dumneavoastră, doamna Stamate. Am văzut astăzi o reținere a unui procuror șef de la Hâncești. La începutul lunii am văzut reținerea și apoi arestarea unor deputați, acel grup al transfugilor, așa cum i-a numit presa. Vreau să vă întreb, aceste acțiuni ale procuraturii, sunt ele un semnal de normalitate că procuratura începe să-și facă treaba? Aceste acțiuni sunt, din punct de vedere procesual penal, niște acțiuni normale, obișnuite, lucru care trebuie să se întâmple atunci când există bănuiala rezonabilă de comiterea unei infracțiuni. Ceea ce este important este că aceste acțiuni să nu aibă un caracter selectiv, deci să se aplice față de cineva și să nu se aplice față de altcineva. Ele ar putea da un semnal despre faptul că pe interiorul procuraturii se începe o așa numită curățire, deci nu se așteaptă neapărat efortul din exterior pentru a curăța rândurile procurorilor, dar se încearcă și pe interior să se facă ordine, dar doar atât timp cât toate procedurile legale vor fi respectate și probatoriu va fi suficient pentru a demonstra vinovăția în cazul în care se face vinovat, de a demonstra și de a obține și o sentință de condamnare, ori altfel va scade din credibilitatea acțiunilor desfășurate de către procuratură. Și totodată, ceea ce am zis la început, să nu fie cu un caracter selectiv. Deci, dacă ne apucăm de curățat... De treabă? Exact. Să fie o treabă bună. Dumneavoastră vedeți, la fel domnul Gribincea, vedeți că procurorii fac o treabă bună sau, așa cum am văzut și până acum în cazul dosarelor de îmbogățire ilicită, care nu s-au soldat cu foarte multe sentințe sau recuperări de prejudiciu, dumneavoastră cum vedeți de data aceasta mișcarea procurorilor? Trebuie să recunoaștem că destul de rar se întâmplă situațiile când procurorii arestează colegii proprii. Da. Dar totuși trebuie tot să recunoaștem că ceea ce ne interesează pe noi este nu dacă cineva a fost arestat, ci finalitatea, condamnarea. Noi am văzut multe dosare pornite în ultima perioadă de timp. Pe un articol, aș spune eu, destul de complicat de instrumentat, pe care încă nu există jurisprudență la Curtea Supremă de Justiție. Ceea ce eu vreau să cred este că există probe în acest sens. Destul de beton, aș spune. Da. Fiindcă dacă vor fi pornite aceste dosare, iar să vă ajunge în final, fie la clasarea cauzelor penale, fie la achitare, prejudiciul adus scopului va fi și mai prost. Fiindcă, de fapt, persoanele asupra cărora puteau plana anumite suspiciuni vor fi scoase basma albă. Și, practic, va exista această senzație de telejustiție. Ceea ce vreau să spun este că pe astfel de dosare, urmărirea penală nu poate dura mult. Fiindcă e vorba de probe documentare. Ai avere foarte pe care concret, nu poți justifica. Adică dosarul trebuie să meargă foarte repede în judecat,
iar probele care sunt ar trebui să fie suficiente pentru o condamnare ușoară. Cam ce înseamnă foarte repede într-un orizont de timp? 2 luni, 1 lună și jumătate, da, fiindcă sunt, ei sunt acuzați, din câte am înțeles, că ei au averi pe care nu și le pot justifica. Da. Procurorii deja au ajuns la concluzia că ei au averi, ceea ce poate fi confirmat documentar și că nu și le pot justifica, ci de asemenea este deja confirmat documentar. Cu asemenea situații, înseamnă că faptul deja este practic consumată, se documentează procesal totul, se audiază partea acuzării și se merge în judecată. Dacă dosarul sterilizează prea mult, asta o să limiteze mie și mai mult scepticismul cu privire la astfel de urmăriri penale. Da. Doamna Stamate, vreau să vă întreb pe dumneavoastră ce se întâmplă cu proiectul doamnei Maia Sandu pentru confiscarea extinsă a averii. Din punct de vedere tehnic, ce se întâmplă cu el și cum vedeți dumneavoastră ca măsură care vine cumva să betoneze, ca să folosesc același termen ca domnul Gribincea, acțiunile procurorilor? Deci, proiectul a fost transmis Parlamentului și este la moment în procedură legislativă. Noi am expediat săptămâna trecută un demers către instituțiile vizate de subiect sau care ar putea veni cu opinii vis-a-vis de acest proiect de lege, o solicitare pentru a prezenta opinia și urmează să desfășurăm și o ședință, cel puțin o ședință de dezbateri publice a proiectului în săptămâna viitoare, pentru că ulterior să putem avansa pe adoptarea acestuia în prima și ulterior în a doua lectură. Noi deja în codul de procedură penală avem prevederea ce ține de confiscare extinsă, doar că erau anumite deficiențe la capitolul implementării acelor prevederi, deoarece practic organul de drumurile penale, procurorul, trebuia să demonstreze faptul că averea care era nejustificată provenea din alte infracțiuni, deci ilicite. Da. Chiar dacă persoana se făcea vinovată pentru o infracțiune, averea respectivă nu provenea din infracțiunea respectivă, dar din alte infracțiuni și procurorul trebuia, deci avea sarcina să probeze că averea respectivă provine din alte infracțiuni. Noi acum eliminăm această prevedere, astfel încât orice avere care depășește substanțial, deci vorbim de 20 de salarii medii de economie, dacă nu poate fi probată licitatea sau deci caracterul licit al acestei averi, se consideră a fi ilicită și respectiv nu este necesar să demonstreze că ea provine sau a fost rezultată sau a fost utilizată la comiterea altei infracțiuni. Da. Apropo de aceste consultări pe care le aveți, ați fost, bănuiesc că și dumneavoastră invitați cu Centrul de Resurse Juridice. Cum vedeți dumneavoastră acest proiect? Vine să ajute procurorii? Dacă nu greșesc, noi avem această instituție în anul 2014. Nu a fost aplicată niciodată. Dacă ea nu a fost aplicată niciodată, înseamnă că ea nu lucrează, înseamnă că există anumite probleme. Problema confiscării extinse, în ce constă ea? O persoană a fost prinsă, de exemplu, cu mită sau cu mânzări de droguri. Și ea nu își poate justifica 1 milion de euro, de exemplu. Da. Mita nu este ceva ce se întâmplă o singură dată. Sau vânzare de droguri. Nu e ceva care o comiți o singură dată. De obicei se întâmplă periodic. Are un caracter repetitiv. Și atunci când aceste infracțiuni sunt de natură repetitivă, poți prezuma că averea nejustificată a fost obținută în felul în care a fost condamnat un singur episod. Lucrurile sunt destul de complicate aici de instrumentat, dar sunt posibil de făcut, fiindcă procurorul nu doar trebuie să demonstreze, de exemplu, persoana o admită, dar să facă o analiză a întregii averi a persoanei, să verifice dacă el își putea justifica de fapt două componențe de infracțiune în una, averea nejustificată și infracțiunea de bază. Situația e complicată. Eu am văzut proiectul doamnei Sandu. În opinia mea, dacă el va fi votat în versiunea în care este, vor mai fi încă probleme în practică. Iar ceea ce am văzut eu este că nici procurorii și nici judecătorii nu ardeau de mare dorință să aplice acea prevedere, fiindcă eventual să creau un precedent care e destul de periculos pentru foarte mulți. Cu ce ar mai trebui completat? Noi nu cred că merită să ne grăbim cu această prevedere, fiindcă această prevedere se aplică doar la sfârșit, la adoptarea sentinței. Noi nu avem așa de multe dosare la moment în procedură în care procurorii îți ceară confiscare extinsă. Mai bine să luăm 2, 3, 4 săptămâni în plus sau 1 lună și jumătate, să șlefuim proiectul așa încât el să meargă foarte, foarte ușor, ca ulterior, în procesul de aplicare a acestei norme, lucrurile să meargă simplu. Decât să ne grăbim, spunem o normă care la prima vedere este ok, dar în care sunt niște sincope ascunse, fiindcă vă asigur că persoanele acuzate vor fi funcționari de rang înalt, vor fi potențial judecători și procurori, cei care își pot lua avocați foarte buni, care se lege de chichițe și față de care
foștilor colegi să aibă o mai mare indulgență. De aceea legea trebuie să fie aproape de perfecțiune, pentru că în practică ea se poate fi aplicat ușor. Da. Vreau să vă întreb pe dumneavoastră, doamna Stamate, de data asta am văzut un caz oarecum emoțional ieri, mă refer aici la cazul medicului care ar fi luat 2000 de euro mită pentru a, ca un pacient într-o stare destul de gravă, bolnav de cancer, să aibă acces la un aparat care, culmea, fusese cumpărat din bani europeni, 1,2 milioane de euro. Vreau să vă întreb, se mai face vreodată bine cu sistemul acesta corupt din zona medicală? Se face cu acțiuni, deci, consecvente. Până în prezent, nu prea am avut condamnări. Așa, sporadice, da. Foarte rar. Deci, din momentul în care se va vedea că odată prins cu mită ești pedepsit, asta este o lecție pentru toți ceilalți. O dată, de două ori, de trei ori, și lumea va înțelege că așa nu se mai practică, așa nu se mai face. Și desigur că contează foarte mult și crearea unui mediu bun pentru activitate. Vorbim despre medici, vorbim despre alți funcționari. Evident că și salariile trebuie să fie la nivelul cuvenit, deși medicilor cât de cât li s-au ridicat, sigur că probabil nu este un minim sau un necesar decent pentru un trai decent, dar și acțiunile de curmare a corupției, în special asemenea cazuri grave, trebuiesc investigate și sancționate corespunzător, pentru ca să întrerupem această practică vicioasă când deci sănătatea unui pacient depinde de faptul că poate să achite sau nu poate să achite o plată ilegală. Da. Apropo de zona aceasta micii corupții, cum vedeți dumneavoastră, domnule Grbincea, acțiunea oamenilor legii? Ce ar trebui să facă mai bine? Mica corupție este consecința marei corupției și a impunității. Deci dacă se poate impunitate, la nivel înalt, se poate și la nivel mai... Impunitatea coroborată cu lipsă de transparență și cu discreție maximă este egală cu corupția. Ceea ce contează, spunem popor, că frica păzește pepenii. Da, corect. Dacă nu este frică, corupția oricum va fi, fiindcă deja există tradiția de mulți ani de a o lua și inevitabilitatea sancțiunii penale este practic inexistentă. Da. Dacă vor veni dosare ilustrative, și aici eu cred că este important ca succesele judecătorilor și procurorilor în combaterea corupției să fie mediatizate. În momentul în care oamenii vor înțelege că pericolul luării unei mite este mai mare... Te poate trimite la închisoare? Adică pericolul să ajungi la închisoare costă mai mult eventual decât mita pe care o iei, atunci eu cred că aici se va începe diminuarea fenomenului. Și plus încrederea că de fapt lupta cu corupția care spun autoritățile că au început este pe bune, nu este una selectivă și făcută pentru televizor. Da. Adică asta s-a întâmplat mulți ani la rând. Adică nu trebuie să vedem numai cazuri mari de arestări. Corupție. Da, da, trebuie da. Să vedem condamnări. Trebuie să vedem și la nivelul mediu. Iar noi la CRJM am analizat sancțiunile pe cazurile de corupție din ultimii 3 ani. Da. Și la ce concluzie ați ajuns? Acum 2 săptămâni am publicat acel studiu și am constatat că din persoanele condamnate pentru corupție, doar 2 din 10 ajung în închisoare. Și acei pe termeni foarte scurți, pentru chestiuni relativ minore. Dosarele de corupție durează doar în judecată, în mediu 3 ani și jumătate. Dar m-aș întreba pe dumneavoastră, unde e problema? E problema la procurori sau la judecători? Eu cred că este și. Da. Deci nu s-a întâmplat nu o singură dată când dosarele au fost instrumentate insuficient de bine și au fost trimise în judecată și atunci judecătorul primește pe masă un dosar cu care, în baza căruia nu poate să condamne persoana, deci lipsesc dovezele, probatoriu. Și este partea și la nivelul instanțelor. Odată ce dosarul este suficient de bine pregătit, sunt și șmecherii pe care le utilizează părțile pentru a tergiversa, deci amâna la nesfârșit ședințe, unii judecători îi mai ajută, acceptând amânarea ședințelor, deci în multiple rânduri. Și acolo ne aflăm, dar să nu uităm și despre faptul că, într-adevăr, sarcina de muncă pe judecător în Moldova este foarte mare.
Un volum mare de muncă, un volum foarte mare de lucru și efectiv nu pot programa ședințele la o periodicitate restrânsă. Deci nu pot programa de acum pentru două săptămâni sau de acum pentru... Deci ele merg la câteva luni programare. Și respectiv asta îngreunează examinarea dosarelor. Cum se poate eficientiza acest sistem, domnule Gribingea? Aici, cumva? Ca să răspund la întrebarea dumneavoastră, unde este problema? În procuratură sau în justiție? Da, și aici să vin cu statistici. În mediu, dosarele de corupție se prescriu la 15 ani. În mediu la 15. Unele mai simple la 5. Iată, din toate dosarele care noi le-am analizat, dar asta sunt peste 400 de condamnări la Curtea Supremă de Justiție, mai mult de 10% au încetat pe motiv că a expirat acest termen. Adică... Deci au stat în instanță așa de mult? Dosarele se trimiteau la rejudicare, probabilitatea trimiterii unui dosar la rejudicare 50% de la Curtea Supremă Justiție. Fiecare al doilea dosar se trimitea la rejudicare. Altele și de 20 de 3 ori. Aici avem o problemă sistemică. Da, și când e vorba de sancțiuni, sancțiunile trebuie privite în complex. Haideți să ne uităm, pe de o parte, să nu punem sancțiuni care sunt irezonabil de grave, pe care judecătorii sunt ezitanți să le aplice, că nu sunt rezonabile. Iar pe de altă parte, să nu permitem tergiversarea acestor proceduri, așa încât persoana să scape de sancțiune. Și trei, eu cred că cel mai important nu este ca atare întemnițarea persoanei, dar asigura doar o sancțiune care să fie inconfortabile. Adică confiscarea întregii averi, de exemplu. Da. Pierderea întregii pensii de funcționar public. Interdicția pe viață să mai deții funcții publice. Asemenea, măsuri de descurajare ar putea să aibă un efect comparabil, poate, cu penitenciarul. Dar ce vreau să spun, având în vedere cât de serioasă este problema corupției în Republica Moldova, eu cred că la perioada incipientă ar trebui, poate, să aplicăm și confiscările, și închisoarea, ca să transmite un semnal că lucrurile sunt serioase, iar ulterior, poate, peste perioada mai scurtă de timp, să scădem un pic din intensitatea sancțiunilor. Noi, în acel studiu de care vorbeam, am făcut mai multe propuneri și propunerea noastră este, când e vorba de sancțiuni de corupție, să fie modificat cadrul legislativ pentru ca să înlăturăm toate portițele prin care persoanele vinovate scăpau de răspundere. Da. Știu că dumneavoastră, doamna Stamate, ultima discuție pe care am avut-o, știu că mi-ați spus că vreți să insistați tocmai pe recuperarea prejudiciului, că până la urmă asta este foarte important într-un caz. Rămâneți la aceeași părere? Recuperarea prejudiciului sau confiscarea? Confiscarea și recuperarea prejudiciului. Da. Este important și asta, este importantă și deci pedeapsa cu închisoarea acolo unde într-adevăr infracțiunea este de o gravitate mare și respectiv pentru a da un semnal societății că uite, acest comportament trebuie să fie sancționat dur, atunci mergi pe calea combinării și una și alta. Dar este adevărat ce spune domnul Gribincea, confiscarea averii este un element extrem de important, deoarece cei care și-au agonisit o avere mare din acte corupționale, ei zic, fain, eu mi-am făcut averea, stau bine, mersi, un an, doi, dar poate primesc și cu suspendare. Da. Dar chiar dacă stau un an, doi la pușcărie, în schimb, toată familia mea și nepoții și strănepoții mei sunt asigurați. Sunt asigurați pe câteva generații. Deci, nu. Toată averea care a fost agonisită, deci ilegal, trebuie să fie confiscată. Știu că Ministerul Justiției are în planul de acțiuni pentru anul acesta revizuirea politicii penale, respectiv revizuirea codului penal cu sancțiunile aplicate în general diferitor categorii de infracțiuni, dar cu un accent separat sau special pe infracțiunile de corupție. Și respectiv așteptăm proiectul de la Ministerul Justiției, probabil în prima jumătate a anului, pentru ca să putem să analizăm și să adoptăm modificările necesare. Da, aș vrea să trecem la mica corupție, deși nu e chiar mică, la marea corupție și să vorbim puțin despre, cum l-a numit presa, grupul Londra. Domnule Gribincea, vă întreb pe dumneavoastră, se mai poate face ceva pentru extrădarea lor din punct de vedere tehnic? În primul rând, haideți să spunem un lucru, ei nu sunt condamnați. Cel care e condamnat în prima instanță nu este la Londra. E adevărat, este în Israel. Iar cei din Londra nu sunt condamnați. Extradarea persoanelor în vederea judecării este posibilă, dar pentru aceasta este nevoie de convins judecătorii britanici că dosarele în Republica Moldova nu sunt motivate politic. Fiindcă și domnul Platon și celelalte persoane vor spune că nu, eu m-am certat cu actuala guvernare și actuala guvernare controlează procurorii și procurorii au instrumentat acest dosar nu deoarece am comis o infracțiune, ci deoarece este motivat politic.
Răspunsul meu la întrebare este, totul depinde de cât de calitativ vor lucra procurorii. Judecătorii britanici nu au niciun motiv să țină infractorii la ei în Marea Britanie. Dar ei vor să fie convinși că odată trimiși în Republica Moldova, ei vor avea parte de o justiție echitabilă. Da, pe doamna Stamate aș întreba-o cum vede tocmai acest tertip pe care grupul Londra l-a folosit și mă refer aici la intrarea în politică. O să luăm speța domnul Cafcaliu, de exemplu, care avea un partid foarte, foarte mic, dânsul a intrat recent în politică, după care acum se victimizează politic. Este acesta un mecanism prin care să te ascunzi de infracțiunile pe care le-ai comis în diverse funcții publice? Ar putea fi un mecanism, probabil ei fiind șmecheri pot utiliza și alte metode, deci vor utiliza probabil toate metodele care le sunt cunoscute și care le sunt la îndemână pentru a evita revenirea în Republica Moldova sau aducerea în Republica Moldova. Este important ca procuratura să-și facă cât de bine posibil lucru pe aceste dosare și să demonstreze autorităților britanice că, indiferent de declarațiile pe care le fac persoanele în cauză, aceste dosare nu sunt motivate politic și este tot probatoriu necesar pentru a transmite dosarele în judecată și a le judeca în baza legii. Am și văzut în cazul domnului Bodnar, da? Dânsul, după ce a aflat că este dată în căutare prin Interpol, imediat a apărut acel video filmat profesionist, tăiat, montat ca atare, în care dânsul spunea că este o victimă politică a actualului regim, pentru că dânsul anterior fusese deputat. Exact, și probabil acest video îl va folosi atunci când va argumenta în fața autorităților britanice că este urmărit politic sau pe motive politice. Și probabil este și un video prin care încearcă să provoace guvernarea de aici, să obțină niște reacții care l-ar ajuta sau care i-ar ajuta în deci favoarea... Deci tot este calculat, cumva premeditat, probabil, asta într-o strategie. Așa, asta așa noi ghicim în principiu, da, dar asta... Da, important este să se investigheze eficient și actele care sunt transmise autorităților londoneze să fie pregătite calitativ. Și aici înțeleg că procuratura adesea întâmpină anumite dificultăți și la traducere și la pregătirea tot, deci, întregului set de acte. Deci aici trebuie să lucreze, probabil dacă nu există capacitate, să se lucreze pe multe dosare concomitent, atunci trebuie să se facă o prioritizare și să selecteze acele dosare care la momentul de față sunt prioritare sau care sunt cele mai urgente, după care prioritatea numărul 2, prioritatea numărul 3 și așa mai departe, fiindcă îmi dau seama că capacitatea de a lucra pe toate dosarele concomitent este puțin. Să trecem puțin de la Londra la Tel Aviv și v-aș întreba pe dumneavoastră, domnule Gribincea, ce se poate face în cazul domnului Șor? Și in extenso v-aș întreba ce se poate face în cazul recuperării furtului miliardului. Haideți să trecem un pic la prima dumneavoastră întrebare, la care practic n-am răspuns până la sfârșit. Judecătorii britanici cred că se vor uita cu anumit scepticism la acuzațiile minore în baza cărora o persoană este solicitată ca să fie extradată din Marea Britanie. De exemplu, verde de briliant. Haideți că e o chestiune minoră. Pentru așa ceva nu fugi tu la capătul lumii sau aduci în Republica Moldova. Deci procurorii trebuie să investigheze mai mult din ce făcea domnul Cafcaliuc în acea funcție. Pentru efortul de a aduce o persoană în țară prin extradare din Marea Britanie este foarte, foarte complicat. Și dacă efortul ăsta este așa de complicat, de ce tu îți dedici atâta efort pentru cauză mizeră, minoră, pentru care persoana poate fi condamnată la închisoare cu suspendare, de exemplu? Da. Deci trebuie să pad mai mult, cu alte cuvinte, dacă în e vorba de abuzuri, dacă e vorba de falsuri, dacă e vorba de comenzi politice instrumentate pentru așa ceva, se extradează. Cu ușurință se extradează. Sau contrabandă. Sau contrabandă. Dar argumentele, adică acuzațiile trebuie să fie suficient de grave. De nu pentru verde de briliant, pentru un huliganism banal sau incitare la comiterea unei infracțiuni. Pentru așa ceva nu. Arată neserios, pur și simplu. Dar în cazul domnului Platon sunt niște acuzații puțin mai grave. Da, eu mă refeream la verdele de briliant. Da. Acum, dar vreau să spun că, în primul rând, acuzația trebuie să fie suficient de gravă și, doi, probele în susținerea acestei acuzații trebuie să convingă un judecător
într-o oarecare de la distanță, că nu este vorba de abuz. E o credibilitate foarte mare că proba putea fi comisă și ar putea fi comisă de această persoană. Nu că e deja vinovăție am demonstrat, dar probabilitatea de vinovăție ar fi 50-50. Da? Asta e unul. Iar în ceea ce privește domnul Șor, domnul Șor este cetățean al Israelului. Da. Și el e condamnat în prima instanță în Republica Moldova. Dacă el este condamnat în a doua instanță în Republica Moldova, el poate cere executarea sentinței în Israel. În Israel, da. Da, dar asta înseamnă că el trebuie să plece la acolo, la închisoare. Dar înțeleg că în Republica Moldova mai sunt câteva dosare împotriva dumnealui. Și atât, pentru asemenea dosare, eu nu exclud că Israelul ar putea să se uite cu atenție la prevederile sale naționale și să spună că da, noi nu putem să-l judecăm în Israel, fiindcă e posibil și o altă opțiune, să iei tot dosarul și să-l trimiți în Israel. Și în Israel deja procurorii israeleni se pleargă în instanța israeliană ca să-l condamne pe domnul Șor. Dar Israelul nu are interesul material pe care are Republica Moldova în acel dosar, că nu din Israel s-au furat bani. Da? Și atunci Israelul ar putea să spună, ok, e foarte complicat, însăși toată chestia e complicată, pe urmă trebuie să traduce în altă limbă, pe urmă trebuie să înțelegi specific procedurii în moldovenești, că anumite fapte s-au documentat aici, și da, trebuie să respecte și legislația moldovenească și cea a Israelului, pentru ca să le admiți ca fiind valabile. Adică e destul de complicat și ar putea să iau o decizie, bine, în situația dată noi îl dăm pe Ilan Șor în Republica Moldova, cu condiția că el are parte de un proces echitabil în Republica Moldova și nu e supus torturii în Republica Moldova. Da. Dar pentru asta este nevoie de anumite proceduri. Da, deci este posibil ipotetic acest lucru, nu este ușor, dar nu este exclus. Da, iar în ceea ce privește furtul miliardului și recuperarea lui, eu cred că aici autoritățile ar trebui să colaboreze cu cei care știu mai bine cum asta se face. Chiar un parlamentar, domnul Siegfried Mureșan, de curând, cred că chiar săptămâna trecută, dânsul a făcut un fel de cerere la Uniunea Europeană să primiți ajutor pentru investigarea furtului miliardului. Cum vi se pare o astfel de acțiune? Aveți nevoie din partea Uniunii Europene poate de o colaborare mai mare în sensul urmăririi și confiscării unor bani, dacă mai pot fi găsiți ei prin anumite conturi? În special pe partea de confiscare, deci identificare a surselor financiare care au plecat din țară și respectiv eventuala confiscare acestora, desigur că este nevoie de suportul statelor membre ale Uniunii Europene și dacă este un acord la nivelul Uniunii Europene de a ne oferi această asistență, deși înțeleg că aici este mai degrabă acordul fiecărui stat membru al Uniunii Europene, care are procedurile proprii atunci când este vorba de schimb de date, de asistență în materie penală și așa mai departe. Dar indiscutabil, deci avem nevoie de susținerea altor țări și colaborarea cu alte țări pentru ca să putem identifica unde, încotro au plecat banii și respectiv să încercăm să facem efortul să-i recuperăm. Da. După acest periplu internațional aș vrea să revenim puțin în plan local și am să vă întreb despre domnul Iulian Rusu. Chiar de curând dânsul a descoperit la un control de rutină sau poate dânsul a vrut să se asigure, descoperit că are microfoane în birou și astăzi a cerut chiar pază de stat. Vreau să vă întreb pe dumneavoastră, se simte dânsul amenințat de acest sistem kleptocratic care există în Republica Moldova și cu care încercați să vă luptați? Eu cred că este justificată solicitarea lui, altfel nu ar fi făcut această solicitare și eu încerc să-mi imaginez frica unora din acest sistem atunci când la conducerea unei asemenea instituții vine o persoană din exterior care nu este conectată cu cei care lucrează pe interior, față de care nu te poți apropia, deci nu îi poți găsi o cheiță. Da. Și evident că sunt persoane, da, sunt persoane cărora efectiv le este frică de venirea noului director în funcție. Deci nu excludeți ca microfoane să fi fost chiar din interior? Nu, deci n-aș exclude nici această opțiune, că dacă au fost sisteme de interceptare, sigur că se va încerca sau este posibil, probabil, să se încerce să se găsească anumite vulnerabilități sau să se găsească anumite momente prin care să-l vulnerabilizeze pe noul director, astfel încât dumnealui să devină cooperant, da, cu cei care sunt din interior și este așa foarte important. Așa funcționa practic până acum sistemul.
problemă, din ce îmi dau seama. Exact. Un exact. Șantaj perpetu între exact. Șef și subalterni și între ceilalți care fac parte din sistem. Exact. Era suficient unul dintre șefi sau șefi de direcții să facă o greșeală, greșeală în sensul legii, da? Da. Greșeală, și era prins în în această plasă. Omertă exact. Generală, care include procurori, judecători și alte organe de anchetă. Dumneavoastră ați lucrat cu domnul Rusu în mediul de experți, dânsul fiind la IPRE. Vreau să vă întreb, cum l-ați caracterizat dumneavoastră pe domnul Rusu? Este un profesionist desăvârșit? Eu sunt subiectiv, fiindcă am fost colegi timp de 7 ani de zi. Dar ce pot să vă spun este că nu este o surpriză pentru mine că au fost găsite camere și la mine în birou au fost găsite camere, chiar dacă nu este o instituție publică. Da, și s-a demonstrat ulterior cine a făcut acest lucru, așa că... Cine a făcut? Pe cine a făcut? A făcut procurorii timp de 2 ani de zile, în operațiunea aceea mare, când au fost urmăriți jurnaliștii, ONG-știi, opoziția. Aha. Și acum procurorii care se ocupă de acele dosare stau bine mersi în procuratură și sunt scoși de sub urmărire penală. De către colegii săi. Dumneavoastră ați făcut plângere penală atunci? Procurorii nici nu mi-a dat ordonanța aceea de a-i scoate de sub urmărire penală. Înțeles. Adică rezistența e mare. Rezistența e mare și eu cred că domnului Rusu va fi complicat. El nu iese din sistem, el nu înțelege unde sunt punctele nevralgice ale sistemului pe care să le atingi. Dar de asemenea eu cred că timpul în care cei de care își făcea grijă acum domnul Rusu că pot să-i dăuneze, se poate apropia încât ei să aibă nevoie de pază în viitor apropiat. Da, n-ar fi rău să fie așa și... Asta e frica cea mare. Pentru că, înțelegeți, oamenii onești nu au de ce sisteme. Dar nu au vulnerabilități, cum a spus și dumneavoastră. Oamenii care nu sunt onești pierd totul. Și vă asigur că atunci când ei au comis păcate, ei nu au multe lucruri sfinte. Iar frica că vor pierde totul este extrem de mare și ar putea să meargă la lucruri extrem, extrem de periculoase. O simțiți și dumneavoastră ca pe o luptă pe viață și pe moarte cu sistemul ticăloșit, ca să cităm un președinte al României? În Parlament atmosfera este diferită, mult diferită față de atmosfera care poate exista în structurele de forță. Da. Deci asta nu poate fi comparabil, dar cu toții cei care suntem acum implicați în această activitate politică, dar putem să zicem și luptă politică împotriva corupției și împotriva criminalității, evident că suntem expuși diferitor riscuri și atunci trebuie să fim foarte atenți cu cine comunicăm, ce comunicăm, cum comunicăm, etc., acțiunile pe care le întreprindem noi ca și deputați și uneori niște lucruri foarte banale atunci când ai ieșit la o plimbare cu copiii și dacă ți-ai primit permis cumva sau întâmplător ai răspuns cuiva. Deci absolut, deci trebuie să ai grijă de tot ce faci, tot ceea ce spui. Asta da. Da. Mai mult decât atât, atunci când știi că nu ai încălcat legea și nu ai de ce să-ți fie frică în sensul respectiv, stai liniștit. Da. Aș vrea să trecem puțin la această evaluare extraordinară, domnule Gripincea, și să ne spuneți viziunea dumneavoastră despre cum ar trebui ea implementată, cât de bună este și mai ales cât de necesară este. În primul rând, de ce noi am ajuns la această evaluare? Fiindcă evaluarea asta nu s-a întâmplat în țările democratice. Ea s-a întâmplat în țările care au trecut printr-o perioadă lungă de tranziție și s-au înclodat în corupție. Dacă Procurorii Anticorupție, dacă Autoritatea Națională de Integritate, dacă Consiliul Superior al Magistraturii și Consiliul Superior al Procurorilor, precum și Curtea Supremă de Justiție, își făceau treaba, nu era nevoie de evaluare externă. Politicienii au luat astăzi decizia că să speri că sistemul se va autopurifica din interior este neserios. Da. Și atunci se intervine din exterior pentru a curăța acest sistem, a-l reseta, dar mai departe totuși el să funcționeze independent. Pentru că riscul este mare că dacă el va fi politizat, atunci judecătorii care vor rămâne vor servi puterii politice actuale. Și recomandarea mea este nu politizați acest mecanism. Faceți așa încât cei care vor evalua acești judecători să fie persoane independente, absolut, asupra cărora să nu planeze suspiciuni de influență politică oricare ori fi ea. De ce? Fiindcă mai devreme sau mai târziu, cei care sunt la guvernare vor fi în opoziție, iar cei de la opoziție vor fi în guvernare. Și cea mai bună protecție împotriva abuzurilor guvernării este o justiție independentă. Da.
E și cea mai bună garanție pentru dezvoltarea economică de care toți avem nevoie, fiindcă să nu credeți că ministrul finanțelor este cel mai rău om din țară și nu vrea să dea bani la oameni. Ea nu-i are. Noi avem nevoie de dezvoltare economică ca să încăsăm mai mult la buget, ca să putem da pensii și salarii mai decente pentru cei din sectorul bugetar. Pentru asta, fără combaterea corupției, nu poți. Efectiv nu poți. Da. Iar începutul serios al combaterii corupției trebuie să fie cu evaluarea căpetenilor din justiție. Da. Fie că e vorba acest de Consiliul Superior al Magistraturii, Curtea Supremă de Justiție, Procuratura Generală, Procuratura Anticorupției, și ulterior să meargă în jos. Cât de în jos e o altă chestiune, deja, dar ceea ce cert este că acest mecanism trebuie să fie, în primul rând, transparent, făcut de oameni care au independență și să fie făcut în baza unor probe, nu în baza la supoziții, eu am auzit de la cineva că persoana cea e amită. Nu, nu despre asta vorbim acum. Ne uităm și este averea lui și dacă eu am întrebări față de averea lui, verificare trebuie... factuală. Exact. Foarte bine bazată, transparent, convingător. Și în momentul în care lucrurile sunt cum sunt, eu vă asigur că după 3-4 evaluări făcute pe bune, o mare parte din judecători vor pleca singuri din sistem. Da. Judecătorii corupți stau în sistem atât timp cât ei simt ca o spațiu de manevră pentru a-și negocia rămânerea. Dacă ei simt că nu au nicio șansă, pericolul pentru ei de rămâne în sistem este mai mare decât de a părăsi. Și sistemul de autoprotecție îți sugerează, instinctul de autoapărare îți spune că e mai bine să pleci. Că ar fi bine să pleci, da. Da. Doamna Stamate, cum decurge procesul de pre-vetting? Știu că vă aflați cumva în ultima fază. Acum, în primăvară, ar trebui să fie aleși experții care ar trebui să facă acest proces. Vreau să vă întreb ca orizont de timp pentru pre-vetting. Când aproximați că va fi gata și când va începe ulterior procesul de vetting, adică evaluarea mare, ca să spun așa, a tuturor procurorilor și judecătorilor? Proiectul pe pre-vetting a fost adoptat în lectura a doua săptămâna trecută și mâine îl votăm în lectură finală din două motive. Unul este și redacțional, deci proiectul este destul de complex și da, pentru a evita anumite neconcordanțe s-a muncit la redactarea acestuia și totodată și regulamentul Parlamentului prevede că atunci când este vorba de proiecte complexe, lectura finală este cumva obligatorie. Și odată intrat în vigoare, sperăm că intră în vigoare cât de repede posibil, vom procede la etapa de identificare a candidaților pentru funcțiile de evaluator, deci sau membru al comisiei de vetting. Cam în termen de două săptămâni, aceste persoane urmează a fi numite de către Parlament. Șase membri, da. Și respectiv deja și secretariatul, nu de către Parlament, dar secretariatul care este unul foarte important, fiindcă este cel care de fapt asigură realizarea marii munci, da, sau muncii cele mai grele în acest, în acest proces. Și urmează să înceapă pe la mijlocul lunii martie procesul de evaluare până la mijlocul lunii mai, când se finalizează sau puțin mai, poate puțin mai devreme, astfel încât adunările generale se poate să desfășoare. Cam câți candidați sunt până acum? Aproximativ au fost în jur de 100. 40 erau pentru Consiliu. Da, dar noi vorbim despre, da, Consiliu, deci ambele consilii și colegiile specializate. Da. Și am estimat aproximativ că ar putea fi vorba de 100-110-120 de candidați. Acum depinde cum vor percepe acei candidați legea pe care o aprobăm noi, fiindcă ei și-au depus candidaturile pentru adunările generale care fusese anunțate în toamnă. Acum, ținând cont de exercițiul ăsta de pre-vetting pe care îl introducem noi prin această lege, s-ar putea ca unii să mai renunțe și în același timp s-ar putea ca unii să-și depună candidatura mizând pe un proces până mai... Până pe 8 martie, dacă nu mă înșel, să pot depune candidaturi? Deci, nu știu, CSM-ul urma întâi martie. Să... Întâi martie, conform legii. Dar legea încă nu este adoptată, adică trebuie să luăm în calcul, trebuie să dăm măcar vreo 10 zile, 2 săptămâni ca persoanele să poată depune dosarele la intrarea legii în vigoare, că acum încă e proiect. Da. Și respectiv s-ar putea ca și alți candidați care până în momentul de față nu au avut încrederea că procesul va fi unul transparent, procesul de alegere la adunarea generală în funcția de membri ai consiliilor, nu va fi unul transparent,
sau, deci, au avut rețineri vis-a-vis de faptul să candideze pentru aceste funcții și acum ar putea să-și reconsidere opțiunea de a își înainta totuși candidatura, chiar și cu sarcina de a trece prin acest aceste furci caudine. Da. Da. Nu cred că este cazul să fie privit această procedură ca ceva, ca o sperietoare. Din momentul în care nu ai nimic de ascuns, din momentul în care proprietățile tale corespund veniturilor legal obținute, deci chiar nu este cazul să-i fie frică nimănui de acest proces. Da, ar trebui să îi îngrijoreze pe cei care au ceva de ascuns. Ceva de ascuns. Iar vetting-ul, dacă este să foarte scurt să zic despre vetting, ar trebui să înceapă în a doua jumătate acestui an. Deci undeva în vară, nu? Undeva, da, să înceapă efectiv probabil la începutul toamnei, deci până atunci cadrul legislativ să fie adoptat și ar trebui să planificăm adoptarea cadrului, deci elaborarea legii, cumva în contextul desfășurării sau paralel cu desfășurarea pre-vettingului, astfel încât să putem lua în calcul eventualele obstacole, eventualele breșe pe care le vom identifica în cadrul pre-vettingului, ca să le evităm în legea pentru vettingul de plin. Da. Domnule Gribincea, vreau să vă întreb pe dumneavoastră cum priviți această evaluare externă și vreau să vă întreb dacă în cazul Albaniei această evaluare durează de mai bine de 5 ani, au început undeva în 2017 și am și cifrele cu mine, acolo avem 810 magistrați, au fost evaluați circa 500 de magistrați în acești 5 ani. Din acești 500, 190 au fost deja demiși, 70 au dat singuri demisia, deci vedem puțin peste jumătate că au plecat din sistem, din cei evaluați. Vreau să vă întreb cât ar putea dura în Republica Moldova? Bine, Albania era prima țară care a aplicat acest mecanism. Și cred că lecțiile din Albania noi le putem învăța, dacă avem suficientă înțelepciune. Ce a făcut Albania, eu cred că greșit, neoportun poate la acel moment. Ei au spus că noi, în cadrul acestui proces de vetting, vom verifica și integritatea, și stilul de viață, și profesionalismul. Scopul vettingului ca atare este să scăpi de corupție în justiție, nu să asiguri o justiție profesionistă. Fiindcă în momentul în care încerci să verifici profesionismul, asta ți ia mai mult timp decât să verifici integritatea însăși. Și eu am încercat procesul ăsta foarte, foarte greoi. Ceea ce poate fi făcut la noi este să-ți asiguri, în primul rând, că nu ai corupție în organele care decidă spre profesionalismul și deja celelalte organe decidă spre profesionalismul celor care rămân, dacă își rămân cineva neprofesionist. Deci este foarte important pre-vetting-ul, să ai de la început o serie de persoane. CSM și colegii foarte bune. Foarte bune. Asta e prima. A doua chestiune, în Albania nu exista sistem de declarare a averilor. Adică tu nu știai ce verifici. Persoanele depuneau pentru prima dată declarațiile în cadrul evaluării. Am înțeles. La noi, declararea averilor se face bine mersi de mulți ani, iar din 2016 destul de detaliat. Așa că deja spațiul de manevră de a opera cu argumente, dar am cumpărat averea aceea acolo, dar de acolo, dar cu banii ăștia, că îi avem în cash, dar noi am declarat că nu eram obligați să-i declar, nu merge. În Albania acest lucru merge. Și atunci, clar că în cazul Republicii Moldova, procesul deci, ar putea să meargă mai rapid. Un avantaj exact. A treia chestiune care este complexitatea mecanismului albanez. În Albania s-a făcut un întreg sistem paralel de vetting. Paralel de sistemul de justiție, cu totul. Și ei au modificat și Constituția pentru asta. În cazul Republicii Moldova, totul a venit la un moment foarte interesant. Când expirase mandatele și Consiliul Superior al Magistraturii și Consiliul Superior al Procurorilor, nu trebuie să încetezi nimic, pur și simplu Trebuie să te asiguri foarte bine că ai niște oameni buni la CSP și CSP. Asta aș trebui să fac cei 6. Iar ulterior, trebuie de învățat. Eu cred că e destul de optimist să crezi că noi putem să evaluăm în 2 sau 3 luni de zile 120 de candidați. Dar cel puțin candidații pentru CSM sau CSP, care eu cred că ar fi vreo 60-70 de oameni, s-ar putea de evaluat în 2-3 luni de zile. Bine, fiindcă decât să ne grăbim, mai bine alocăm un pic mai mult timp, dar avem calitate, fiindcă e greu de subestimat importanța pentru reforma viitoare a viitorului Consiliu, a Superioarei Magistraturii și a Procurorilor, fiindcă de ei va depinde ulterior. Vettingul își va face treaba, dar multe lucruri
pot fi soluționate de Consiliul Superior al Magistraturii, de Curtea Supremă de Justiție Reformată și până la vete, până ajungi tu la judecătorul concret, Curtea Supremă de Justiție își poate schimba practica și poate tăia ca în curechi în hotărâri abuzive. Dacă avem o Curte Supremă de Justiție care își face treaba sau Consiliul Superior al Magistraturii poate introduce niște reguli prin care staie elanul președinților de instanță să manipuleze distribuirea aleatorie a dosarelor sau să lucreze cu recuzerele. Multe lucruri pot fi făcute în paralel, de ce este important ca organele de autoadministrare să fie bune, să lucreze în paralel cu vetting-ul. Vetting-ul nu îți soluționează toate problemele de sisteme, îți soluționează doar una, integritatea. Dar profesionalismul, eficiența, transparența, sunt alte organe, dar trebuie să creezi premizele ca celelalte organe să înceapă să lucreze, să fie resetate, fiindcă vetting-ul este un exercițiu de câțiva ani, 3, 4, maxim 5 ani. După acești 5 ani de zile, noile organe create și justiția trebuie să funcționeze singuri de la sine. Ea nu trebuie să fie dedicită. Asta a fost una din problemele din Albania. Când Albania i-a blocat tot sistemul efectiv, au spus că nu, noi punem niște standarde foarte, foarte înalte și au blocat efectiv. Curtea Supremă Justiției, Curtea Constituțională, Consiliul Superior al Magistraturii și un an și jumătate lucrurile n-au mers. Se poate face mai bine în Republica Moldova. Noi putem să învățăm din lecțiile albaneze. Da. Pentru că suntem pe ultima parte a emisiunii, vreau să vă întreb, doamna Stamate, cum a fost întâlnirea de săptămâna trecută? Știm că v-ați întâlnit cu Comisia Juridică a Senatului din România și dacă există proiecte comune, apropo de această colaborare, știu că la un moment dat se discuta inclusiv școlirea unor magistrați din Republica Moldova în România, care cumva să vină să înlocuiască garnitura aceasta veche în cazul în care se vor constata anumite abateri în privința dânșilor. Se poate face acest lucru? Am avut o discuție frumoasă cu colegii din România. Am discutat preliminar câteva subiecte și acesta a fost unul dintre subiectele pe care le-am abordat, dar în realitate subiectul ține mai mult de partea executivului, deci trebuie discutat la nivelul ministrilor de justiție, dar ne-am manifestat interesul față de promovarea instruirii magistraților de Republica Moldova în România și eventual anumite schimburi de experiență, de ce nu, și pentru colegii din România în Republica Moldova. Am discutat și alte subiecte, deci unele de interes mai mare pentru noi și altele care au părut interesante pentru colegii din România, dar am zis că este doar o ședință preliminară. Am setat însă, sau ne-am înțeles de fapt, că vom avea ședințe de genul respectiv în mod regulat și următoarea este prognozată pentru sfârșitul lunii martie, unde vom discuta deja mai la concret să vedem dacă putem să muncim împreună și la un proiect de lege care să fie aprobat și în Republica Moldova și în România cu conținut aproximativ similar în funcție de contextul și legislația care este în ambele țări. Respectiv, ne bucurăm de faptul că am stabilit această colaborare. Este o platformă de discuții interesantă, de schimb de experiență și de dezbateri juridice. Din partea României de a ajuta? Da, au părut s-au arătat foarte interesați și a fost plăcut să discutăm așa ca între juriști, să dezbatem anumite subiecte, să vedem și viziunea lor, că au trecut prin anumite situații, prin anumite lecții pe care ar fi bine să le evităm noi, să nu călcăm pe aceeași greblă, eventual, da? Și să învățăm și din greșelile pe care le-a făcut România și din practicile pozitive. Apropo de greșeli sau de reușite, cum vedeți dumneavoastră, domnule Gribincea, posibilitatea înființării unui DNA sau poate nu ar fi cea mai bună idee în Republica Moldova, în sensul contopirii mai multor instituții într-una singură care să se ocupe și de mica și de marea corupție? Asta a fost o promisiune pasului, așa că întrebarea cred că trebuie să fie la toamna. Stămate, în opinia mea, într-o bucătărie nu este ordine dacă există doi șefi. Am înțeles. Adică trebuie să fie o singură persoană responsabilă de proces și este nerezonabil să ții instituții bine plătite cu milioane de euro ca să se ocupi de corupția mică. Pur și simplu nu este eficient. În opinia mea, noi trebuie să avem o procuratură anticorupție puternică după model românesc, cu totul împreună, că ei se pot face investigațiile cap-coadă singuri și de la ei să cerem, cu un mandat foarte îngust. Și cu oameni în selecție acolo. Inclusiv cu expertiză peste hotare, cu totul. Iar în ceea ce privește CNA-ul, deja cred că
doamna Stamate. Dar ideea aceasta a aducerii unor tineri, viitori magistrați pentru școlile în România, cum o priviți dumneavoastră? Este ok. Oricare schimb de experiență este bun. Mai ales dacă ai de unde învăța. Iar din România noi avem de unde învăța. Dar pe noi ne interesează de asemenea ca oamenii care vin din România să cunoască și legislația Republicii Moldova, care e diferită de cea română. Adică cei ce ar putea să fie un fel de cooperare în care persoanele învață un an în Republica Moldova și un an în România. Pentru a deveni pe viitor judecători și procurori. Dar noi vom avea nevoie de mult judecători și procurori dacă ne uităm după experiența Albaniei. Jumătate din judecători și procurori cel mai probabil vor pleca. Da. Da. Și atunci vom avea nevoie în 3-4 ani de zile de efectiv 500 de specialiști. 400-500 Există de oameni. Există resursă umană? Noi nu avem la moment această resursă. Și noi trebuie să ne gândim astăzi și la reforma Instituției Naționale a Justiției. Acea cuzniță de cadre pentru justiție. Fiindcă opinia mea este că mulți ani la rând acolo s-au educat două lucruri. Obediența și lipsa de verticalitate. Da. Într-o discuție pe care am avut-o și eu recent cu o doamnă judecătoare și dânsa mi-a spus același lucru, că una dintre metehne este acest sentiment din epoca sovietică, că politicul dictează tot, inclusiv în justiție, și magistrații trebuie să se supună obedient oricăror comenzi politice. Dar ceea ce vreau, dacă pot să continui mai departe, da. Noi trebuie să mărim considerabil numărul audienților la INJ. Noi trebuie să ne gândim la un nou sistem, poate la perfecționarea sistemului de instruire, pregătirea viitorului judecător și procurori, așa încât, în primul rând, să putem genera mulți specialiști buni într-o perioadă relativ scurtă de timp și, doi, acești specialiști să fie educați, nu teoria, dar cele mai cum să aplici abilități de aplicare în practica cunoștințelor, asta e, și trei, spiritul critic și verticalitate. Da. Care este foarte important. Eu vă mulțumesc amândurora pentru discuția de astăzi. Îmi cer scuze, doamna Stamate, că n-am apucat să vă dăm cuvântul la sfârșit, dar cu siguranță vă așteptăm la o viitoare ediție a Punctului pe azi. Vă mulțumesc amândurora pentru prezență. Vă mulțumesc și dumneavoastră, doamnelor și domnilor, și ne revedem mâine la aceeași oră. Pe curând.